My name is Bond. James Bond. Cine nu a auzit această replică celebră, care te duce cu gândul la un bărbat chipeș cu un zâmbet flegmatic și fermecător, care întruchipează imaginea spionului suprem cu mare succes la doamne și domnițe pline de nuri. Dincolo de film, activitatea unui serviciu de spionaj sau contraspionaj este una extrem de serioasă. Aceasta poate determina schimbarea unui regim politic, linia politicii externe a unui stat, deciziile de natură economică, învingătorii unui război și influențează viața a milioane de oameni. Unul dintre cele mai puternice servicii de informații a fost și este Serviciul Secret de Informații al Marii Britanii, sau așa după cum îl cunoaște toată lumea, MI6. Dacă accesăm site-ul oficial al organizației www.sisgov.uk, aflăm care sunt obiectivele acestuia și anume oprirea terorismului, perturbarea activităților statelor ostile și obținerea unui avantaj cibernetic. Acestea sunt tezele oficiale pe care organizația urmărește să le realizeze încă de la înființare, acum mai bine de 100 de ani, în anul 1909. Pe parcursul existenței sale a avut realizări, a avut eșecuri răsunătoare, a colaborat cu alte organizații, unele controversate, a trecut prin 3 războaie, 2 mondiale și unul rece, a creat eroi de film și sute de alți eroi rămași necunoscuți. S-a implicat în acțiuni de contraspionaj în țări ostile, dar și prietene, a recrutat agenți ai altor servicii secrete și a avut în rândul său agenți infiltrați care au vândut inamicului secrete ale statului britanic. Haideți să vedem câteva aspecte importante din istoria acestui serviciu, cu exemple de operațiuni speciale și spioni care au făcut istorie. Și ne întoarcem în trecut, în timpul reginei Elisabeta I, când secretarul său personal, Sir Francis Walsingham, s-a ocupat de organizarea unei rețele de informatori cu ajutorul căreia promova interesele monarhiei britanice, asigura integritatea fizică a monarhului și folosea pentru asta metode care există și astăzi: dezinformare, agenți dubli, propagandă sub acoperire, agenți provocatori și chiar spargerea codurilor. Activitatea agenților lui Walsingham a dus la descoperirea unui complot care viza asasinarea reginei Elisabeta I și înlocuirea ei cu Maria, regina Scoției, aflată în închisoare în Anglia, fapt ce a determinat decapitarea acesteia din urmă. Activitatea de informații s-a dezvoltat constant pe parcursul istoriei Imperiului Britanic. În timpul lordului protector Oliver Cromwell s-au alocat resurse financiare importante, au fost recrutați un număr mare de agenți și activitatea a fost structurată pe domenii. În secolul XVIII, chiar și celebrul scriitor Daniel Defoe, autorul îndrăgitului roman Robinson Crusoe, a colaborat cu Serviciul Secret Britanic, oferind informații privind aristocrația scoțiană. În secolul XIX se înființează departamente de culegere de informații în cadrul Ministerului de Război pentru Armată și Marină. Și am ajuns în secolul XX, când în anul 1909 a fost înființat Biroul Serviciilor Secrete, care avea 2 secțiuni, una internă cunoscută sub abrevierea MI5 și una externă, despre care vom vorbi astăzi, MI6. La conducerea biroului a fost numit un ofițer al Marinei Regale în vârstă de 50 de ani, Mansfield Cumming, fără experiență în munca de informații.
Acesta ținea mult ca biroul să rămână necunoscut în spațiul public, iar existența sa nu a fost recunoscută în mod oficial până în anul 1994. Cumming a schimbat sediul de mai multe ori, folosind ca acoperire desfășurarea de operațiuni comerciale în numele unor firme particulare. El a instituit regula ca directorul serviciului să pună rezoluții pe lucrări cu cerneală verde, regulă care se respectă și astăzi, și semna simplu cu inițiala C, protejându-și astfel identitatea. Acesta se subordona în mod direct ministrului de externe. Pe parcursul existenței sale, biroul și-a schimbat numele de mai multe ori și abrevierea MI6 a apărut la începutul celui de-al doilea război mondial, însemnând informații militare, secțiunea 6. După 1920, a adoptat titulatura de SIS, Serviciul Secret de Informații, având ca moto expresia Semper Occultus, adică întotdeauna secret. Unul din principalele obiective ale proaspătului înființat birou era acela de a obține informații despre planurile Germaniei, care dorea să își mărească flota imperială. Rivalele tradiționale ale marinei engleze erau marina olandeză și franceză, dar în anul 1897, la conducerea oficiului naval imperial german, este numit amiralul Alfred Peter Friedrich von Tirpitz. Până la sfârșitul secolului XIX, Germania nu a avut o flotă puternică, însă acest lucru a început să se schimbe odată cu dezvoltarea tehnologiei de fabricare a torpilelor și a navelor de luptă, domeniul în care amiralul Tirpitz a avut un rol esențial. La începutul secolului 20, marina imperială germană devenise deja o forță, punând în pericol supremația marinei regale a Marii Britanii. În timpul primului război mondial, MI6 nu a reușit să creeze o rețea de spioni în Germania, a beneficiat însă de informațiile oferite de un fost ofițer de marină, Karl Krüger, care deținea date despre producția de nave, numărul acestora, dotarea cu armament și pozițiile acestora în teatrul de operațiuni. A finanțat o rețea de spioni din Belgia, cunoscută sub numele La Dame Blanche, care a furnizat informații despre mișcările trupelor germane până la sfârșitul războiului. Agenții organizației urmăreau în special transporturile de armament și muniție sau trupe pe căile ferate și pe drumuri, astfel că britanicii puteau determina poziția armatei germane. Organizația nu a fost recunoscută de statul belgian, deși ajunsese la un număr de peste 1000 de agenți, până la sfârșitul războiului, printre care se aflau foarte multe femei. Mesajele erau transportate prin cele mai neobișnuite metode. De exemplu, a rămas consemnat cazul unei moașe care ascundea rapoartele în corset. După Revoluția bolșevică, serviciul secret britanic era foarte interesat să obțină informații despre activitatea bolșevicilor. Unul dintre cei mai mari spioni, cunoscut ca omul cu 100 de fețe și identități, maestru în arta deghizării, un englez din Rusia care a lucrat ca spion pentru Marea Britanie, a fost Paul Dukes. Acesta s-a născut la Londra în februarie 1889, a urmat o școală protestantă și cursurile conservatorului din Sankt Petersburg, unde a fost angajat ca pianist, concertist și dirijor. Este recrutat de însuși șeful SIS, Mansfield Cummings, care îi trasează ca sarcină să se infiltreze în structurile partidului bolșevic. Cu un talent remarcabil în arta deghizării, Paul Dukes
își compune mai multe fizionomii și identități și reușește să intre în Partidul Comunist, chiar în structurile biroului politic, în Comintern și în poliția secretă rusă CECA. A transmis serviciului secret britanic date foarte importante despre liderii bolșevici, despre mișcările trupelor și planurile de luptă în timpul războiului civil rus, în care guvernul britanic împreună cu SUA, Japonia, China, Franța, Cehoslovacia, Polonia, Grecia, Italia, România și Serbia ofereau susținere așa numitei mișcări albe împotriva celei roșii, bolșevice. Dukes a efectuat mai multe operațiuni de salvare a dizidenților ruși aruncați în închisori, pe care i-a ajutat să evadeze în Finlanda. Urmărea navele rusești din Marea Baltică și își transmitea mesajele vâslind singur în largul Mării Baltice, unde se întâlnea cu nave de patrulare britanice. Acesta folosea numele de cod ST-25. În anul 1919, după o operațiune de anvergură a poliției politice CECA, având suspiciunea că ar fi fost deconspirat, fuge din Rusia, la început în Letonia, apoi în Marea Britanie. Paul Dukes a fost înnobilat de regele George al VI-lea, tatăl reginei Elisabeta a II-a. În următorii ani, acesta scrie mai multe cărți inspirate din activitatea sa de spion în Rusia și amintim doar câteva titluri. Ce gândește Rusia despre bolșevici? Efectul sovietismului asupra tinerilor din Rusia? Ușa secretă, cărți apărute în anul 1921, Amurgul roșu și Ziua de mâine, aventuri și investigații în Rusia roșie, apărută în anul 1922, și povestea ST-25, aventură și romantism în SIS din Rusia roșie, apărută în anul 1938. Paul Dukes nu a fost singurul agent al MI6 care a acționat pe teritoriul Rusiei. Englezii erau foarte preocupați de schimbarea regimului politic ca urmare a Revoluției Bolșevice, când monarhia a fost înlocuită de o conducere comunistă, avându-l în frunte pe Vladimir Ilich Lenin. Între 1918-1919, printr-un grup de agenți, printre care îi amintim pe Sidney Reilly și Robert Bruce Lockhart, încearcă să răstoarne guvernul bolșevic într-o acțiune spectaculoasă care merită un material separat. Marea Britanie era atât de preocupată de amploarea pe care o luase mișcarea comunistă, încât a colaborat cu temuta poliție secretă germană Gestapo, făcând schimb de informații asupra acestui subiect. Serviciul secret de informații britanic îl avea la Berlin pe Francis Edward Foley, un agent cu experiență, care conducea biroul de informații folosind acoperirea de ofițer de control al pașapoartelor. Acesta, pe parcursul a 10 ani, între 1920-1930, a transmis informații privind dezvoltarea industriei de armament, iar în momentul declanșării prigoanei naziste împotriva evreilor, s-a implicat în salvarea acestora, eliberându-le vize pentru Marea Britanie sau Palestina. Foley este declarat drept printre națiuni de statul Israel în anul 1999 și erou britanic al Holocaustului. MI6 a anticipat declanșarea celui de-al doilea război mondial și încă din 1930 a creat secțiunea D, care trebuia să planifice, să pregătească și să efectueze operațiuni de sabotaj care vizau industria de electricitate din Germania, căile ferate, aprovizionarea cu alimente și agricultura. În anul 1939 reușește să obțină de la agenții polonezi tehnicile de decriptare ale celebrei mașini de scris Enigma, folosită de armata germană. Polonezii au construit chiar o mașină duplicat Enigma,
pe care au pus-o la dispoziția britanicilor și istoricii apreciază că durata războiului s-a redus cu circa 2 ani datorită decriptării cifrurilor germane. În timpul celui de-al doilea război mondial, polonezii au fost sursa cea mai importantă de informații pentru serviciul secret britanic. Aflându-se sub ocupație nazistă, aceștia au sprijinit efortul de război al aliaților prin transmiterea de informații din domeniile în care erau obligați la muncă forțată de nemți. Un studiu efectuat în anul 2005 a concluzionat faptul că 48% din rapoartele venite din spațiul european proveneau de la polonezi. Agentul de legătură care prelua toate informațiile a fost ofițerul Wilfred Dunderdale, care a lucrat pentru SIS între 1921 și 1959. Fiul unui inginer naval britanic, Dunderdale, s-a născut la Odessa în anul 1899 și a trăit în Rusia până la Revoluția din 1917, când evenimentele au determinat familia să fugă în Marea Britanie. Asta nu înainte de a supraveghea un transport special de la Vladivostok la Marea Neagră a unui submarin provenit din Statele Unite cu un tren de marfă. De altfel, abilitățile în activitatea de contraspionaj și fluența folosirii limbii ruse a determinat angajarea sa de către SIS ca agent în zona Mării Negre, apoi la Constantinopol și Paris. Avea în responsabilitate organizarea de activități de spionaj în Rusia și Germania. Prin Dunderdale s-a făcut predarea copiei mașinii de codare Enigma și a majorității rapoartelor primite de la sursele poloneze. Datorită activității agenților de informații, britanicii au fost informați despre plecarea forței expediționare germane în Africa în timpul campaniei nord-africane, cum au știut de fapt și de declanșarea operațiunii de invadare a Uniunii Sovietice de către Germania nazistă, supranumită operațiunea Barbarossa, sau operațiunea Edelweiss, care viza câștigarea câmpurilor de petrol din Azerbaidjan. Rezistența poloneză a capturat chiar o rachetă V-2, care era prima rachetă balistică ghidată cu rază lungă pe care au livrat-o britanicilor. Și tot un agent polonez era legătura între SIS și amiralul Wilhelm Canaris, șeful Serviciului German de Informații Militare, Abwehr. Era cunoscută nemulțumirea lui Canaris față de dictatura lui Hitler și a existat un schimb de informații între acesta și șeful MI6 în cursul anului 1942 în vederea pregătirii unui atentat împotriva liderului nazist. Operațiunea a eșuat din cauza agenților britanici care lucrau sub acoperire pentru ruși. Dar una din operațiunile reușite ale Serviciului Secret Britanic este cazul Rudolf Hess, adjunctul lui Adolf Hitler la conducerea Partidului Nazist, care în anul 1941 a fost atras în Scoția prin intermediul ducelui de Hamilton, care lucra pentru MI6. Astfel, Hess a fost arestat de autoritățile britanice și ținut în custodie până la sfârșitul războiului. A fost judecat la Nürnberg și condamnat la închisoare pe viață. Apoi închis la Spandau, în Berlinul de Vest, unde s-a sinucis în anul 1987, la vârsta de 93 de ani. Pe lângă rolul important pe care și l-a asumat SIS în Europa și Rusia, pentru a sprijini aliații să câștige războiul împotriva Germaniei, acesta desfășoară o activitate intensă și în Statele Unite și Canada. Înființează la New York o organizație ascunsă, condusă de unul dintre cei mai renumiți agenți de informații, William Stevenson, care a fost și modelul folosit pentru celebrul agent James Bond. Acesta desfășura o propagandă susținută în diverse publicații americane pentru convingerea opiniei publice de a accepta intrarea Statelor Unite în război.
În Canada, pe malul lacului Ontario, pune bazele unei școli de pregătire numită Tabăra X, unde montează o stație de releu de telecomunicații extrem de complexă, prin care se primeau comunicațiile radio din Europa, America de Sud și Marea Britanie. Aceasta folosea un sistem de codare extrem de sigur și a fost folosită până în anul 1969. Agenții instruiți în Canada erau specializați în tehnici de sabotaj, subversiune, strângere de informații, efectuau antrenamente fizice, utilizau comunicațiile radio, codificarea, decodarea și alte tehnici utile în activitatea de contraspionaj. Tabăra X a fost folosită atât de Serviciul de Informații Britanic, cât și de cel american. Și am vorbit în materialele anterioare de sprijinul acordat de MI6 în organizarea Serviciului de Informații condus de William Donovan în Statele Unite. După război, activitățile desfășurate de agenții MI6 vizau în special URSS-ul și țările din blocul sovietic. O lovitură grea pentru contraspionajul britanic a fost descoperirea unor agenții dubli care lucrau pentru guvernul de la Moscova, printre aceștia aflându-se Harold Adrian Russell Philby, cunoscut ca Kim Philby, care fiind descoperit a fugit în URSS, unde a și decedat ca agent KGB, George Blake, agentul fără chip, care după ce a fost demascat de către serviciul secret și închis, a reușit să evadeze și să dispară, autoritățile engleze neavând nici măcar o poză de-a lui pentru a-l da în urmărire la punctele de trecere a frontierei. Și cel mai răsunător eșec îl constituie grupul celor cinci de la Cambridge. Grup compus din Anthony Blunt, critic de artă, Donald McLean, fiul unui fost ministru, Harold Adrian Russell Kim Philby, de care am vorbit, Guy Burgess, profesor la Universitatea Cambridge, și John Cairncross. Aceștia aveau în comun situația materială foarte bună, simpatia pentru comunism și orientarea sexuală alta decât cea obișnuită. A existat dintotdeauna un interes al Serviciului de Informații Britanic pentru spațiul românesc. Prima interacțiune atestată documentar datează din timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu, când acesta a primit un reprezentant diplomatic al reginei Ana a Marii Britanii și a Irlandei. O acțiune importantă a Serviciului Secret Englez în România a fost cea din timpul primului război mondial, în ceea ce s-a numit Bătălia pentru Petrolul Românesc, ce a dus la distrugerea instalațiilor petroliere pentru ca acestea să nu ajungă în mâinile germanilor. Operațiunea a produs pagube extraordinar de mari, peste 600 de milioane de lei în aur, existând promisiunea că acestea vor fi acoperite de guvernul britanic, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată. România rămâne în atenția serviciilor secrete britanice și pe timpul celui de-al doilea război mondial și mai ales după anul 1941, când liderul conservator Iuliu Maniu negocia condițiile scoaterii țării din axa Roma-Berlin-Tokyo cu guvernul britanic. După intrarea României în sfera de influență sovietică și schimbarea regimului politic, activitățile desfășurate în spațiul românesc au vizat culegerea de date din sectorul economic, științific și cel politic și recrutarea unor demnitari și ofițeri superiori din structurile armatei și ale Serviciului de Informații Român. Atât pentru astăzi, dragii mei. Subiectul nu este nici pe departe epuizat și în prezent știm bine cât de importantă este această muncă pentru câștigarea și menținerea controlului asupra sferelor de influență.
Dar noi ne oprim aici. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Mulțumesc membrilor și tuturor celor care susțin material strădania povestitorului și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.